Hello! Azi facem unboxing la unele din parfumurile pe care am vrut să le testez, pentru că un parfumier când creează mai și testează lucruri, mai dezvoltă nasul, mai... Eu caut vintage-uri, fiecare cu ce credem. Am primit din două surse diferite parfumul Fiji pe care îl doresc de mult, să îl am varianta Eau de Parfum și Eau de Toilette. O să vă spun și de ce, pentru că în varianta originală Fiji conținea iris. În zilele noastre, formula nu mai conține iris, deși pe majoritatea site-urilor apare că ar conține. La Eau de Parfum vorbim. La Eau de Toilette scrie că ar fi fost înlocuit deja cu Garoafa, Carnation. Și eram curioasă să văd diferențele de aspect, de miros, de textură, poate și de producție, pentru că acesta văd că este făcut pentru Londra, nu? Da. Iar acesta are făcut pentru Paris, da? Eau de Toilette. Da. Da. Iar Joy de la Jean Patou, un alt clasic. Are un cod. Iată, distribuit tot via UK. Așa, cutierele pe care se pare că ajung la noi în România. Cu românii, am avut o cunoștință care îmi spunea că își cumpără aceste parfumuri din Franța, special ca să știe sigur că formula nu a fost schimbată. Da. Iată că lucrurile astea se întâmplă din ce în ce mai des, din ce mai mult. Puțin oameni știu să verifice sursa. Și chiar și pe grupul de parfumistice, unde am fost eu prezentă de pe multe, am ieșit din vari cauze de lipsă de etică, transparență, comunicare, relația cu îngreți, invidie și, de ce nu, să spunem că și le-au pișat în cap pentru faptul că am o competență și sunt parfumier. Da. Este ce vă spuneam, da? Importat, da? Designer francez, Canada, Montreal, London. Da? Deci. Făcut în Franța pentru piața americană, Canada și Londra. Ar trebui să fie ok, nu? Okay. Iar acesta e făcut doar pentru New York, Canada. Deci, Eau de Parfum nu e făcut și pentru UK. Probabil lor nu le place irisul, sau dacă o aveai, pentru că spun imediat, procesul la nas. Scuze. O să întrerup un pic, revin după ce le desfac, da, ca să mă vedeți cum mă chinui cu unboxing-ul. Dar am vrut să vedeți că sunt originale, eu nu cumpăr fake-uri, never ever. Chiar și când testez totul după nas. Codul de pe sticlă nu mă interesează pe ambalaj și ce e el și toate bazele date, ăla e rules. Și testul final, finisajul și mirosul final. Ei, da, le-am desfăcut. Le puteți vedea în toată splendarea lor. Se vede și diferența. Cel din stânga, Eau de Toilette, mai diluat, mai necolorat. Cel din dreapta, mai galben și mai dulceaga. Zice că între timp am dat și un puf pe mână, doar așa ca să îi simt siajul. În primele de minute se simte foarte frumos Eau de Toilette. Mi-a plăcut sincer mai mult. Se simțea Carnation și notele foarte fresh.
Parfumul, pot să zic că mi s-a părut dulceag Fiji inițial, dar apoi rămâne foarte frumos pe piele. Parfumul este, da, ceea ce știu eu, anii 80, chiar coincide. N-aș băga mâna în foc, însă, că este din cauza irisului. Irisul are ușor alte tente după un anume timp, irisul natural. Ăsta devine fad, îi se duce toată dulceața, ceea ce îmi spune că rămân notele lemnoase de pe final foarte bine. La Jean Patou se simte bine moscul, ambergrisul și caisa din baza. Am vrut, l-am luat special Fiji Eau de Toilette și Jean Patou le-am luat de la make-up de pe site. Ei aduc multe din Londra, făcute pentru Londra, și aveam formulă, spre deosebire cele de la parfumul de unde am luat de parfum de la Fiji, aveam Jean Patou avea nota de caisă trecută în bază, da? Caisă, piersicuță, așa, care se simte foarte bine. Pe lângă aldehidă, dar o să mai vorbim, aldehidă poate să fie orice. Așa. Iar în formula celui Joy de pe parfumul, nu apărea trecut această notă de caisa, apărea doar aldehidă mosc. Da. Deci se simte caisa foarte bine, un parfum fresh. Apropo, aldehida, no way, este citric, da? Se simt și notele de aldehidă pe final. Ce am observat eu la parfumele din ultima vreme și de-aia fac și testele astea și mai mă uit pe ele. Nu se mai pune problema de absoluturi, de esențe florale speciale, sunt făcute în laborator și cumva aldehida care e trecută în fapt în bază ascunde multe din aceste acorduri făcute ca să acopere lipsa complexității și a ingredientelor. Deci, practic, apare ceva acolo, dar destul de fals și ca persistență. Rămâne așa, la o de toaletă mai vag. La Fiji, pe la parfum, rămâne acel carnation care se simte frumos încorporat. Cred că chiar are ceva carnation. Sigur, e diferență mare și de preț între de parfum și de toaletă. Iar la Jean Patou îmi place piersicuța aia de pe final și moscul care se simte. Cumva ceva diferit față de mainstream-ul parfumurilor pe care le găsiți în parfumerii în zilele noastre. Da, niște parfum pe care le recomand sunt practic unele din all my all-time favorites. Și niște clasice pe care mereu vreau să le am ca backup în colecțiile mele. Am și colecții vintage, o să urmeze un episod. Da. Nu uitați, lunea de la 8 o să dezbatem în continuare, mai aștept niște mostre și alte parfumuri pe care am clasice pe care le-am vrut să le văd cum sunt reformulate și să le am în colecția mea personală. Așa că rămâne să ne mai auzim. Urmăriți stories, urmăriți canalul meu privat, Your Personal Aroma și Raluca Vasile Master Perfumer, dar și pe YouTube, da? Unde sunt ca Raluca Vasile și Your Personal Aroma 2. Da. Am zis că opiniile personale o să le exprim pe persoană fizică ca să nu existe dubii. Vă îmbrățișez, o zi parfumată, năsoșilor!